sensul că le este mult mai ușor să se comunice pe sine. În general, taurul este o zodie taciturnă. Taurul nu vorbește ca să se afle în treabă, nu îi plac de obicei conversațiile superficiale, dar acum, ajutat de Mercur care trece prin zodia lor, taurii vor putea să se explice cu mult mai multă ușurință, de exemplu copiilor sau persoanelor pe care îi consideră un fel de îndrumător spiritual sau pe care îi respectă pentru cunoștințele pe care le au și vor putea fi încurajați în foarte mare măsură de feedback-ul pozitiv care le vine în urma acestui curaj de a comunica și de a se comunica cu mai multă ușurință și onestitate. De fapt, nu e vorba de lipsă de onestitate, ci e vorba mai mult de un fel de pudoare emoțională. Cum ar putea fi depășite crizele acestea profesionale? Crizele legate de bani nu prea fac parte din viața taurilor. Ei știu cum să procedeze pentru ca să le prevină. Dar iată că acum, pe 4, exact pe axa banilor, pe 2-8, există cea mai încărcată dintre axele care se constituie în Marea Cruce mutabilă. Este vorba despre felul în care ei își exercită autoritatea, pentru că din conflicte de autoritate pot să se câștige bani dacă ele sunt duse corect sau pot să se piardă bani dacă ele sunt exagerate de dragul autorității, pur și simplu. Deci, practic, ce avem? În casa a doua avem soarele, care este un principiu al autorității și care spune ceea ce spune soarele. Eu vreau așa. Greu vor accepta autoritatea șefilor taurii în această perioadă, deși ei nu prea au probleme să accepte ierarhia. În partea cealaltă, în casa a opta, cea a resurselor comune cu alte persoane, îl avem pe Saturn, planeta carierei, care se găsește în mișcare retrogradă și care anunță tensiuni cu privire la felul în care au fost gestionați bani comuni, tensiuni care, fără nicio exagerare, pot să ducă la ruperea unor relații de afaceri care au durat mulți ani de zile. Saturn arată durată, deci e de negociat un armistițiu deocamdată, ceea